Se vede invers, nu știu, în fine. Hey. Hello, I just touched down. Sara frumoasă. La nota lumea. Been trying to kick it with you for the longest, so we can meet up now. What you mean, no, not now. What you mean, you got your life now. Seara frumoasă, toată lumea, numai bine, din București. Să fii fericit că trăiești și să te cunoști cât mai bine pe tine. Ține minte. Salut, da, toată lumea! Seară bună, numai bine! N-am mai intrat de mult în direct pe Instagram, așa că m-am gândit să vă mai livrez ceva și de aici. Tudor Năstase, legendă. Desen Tudor Năstase. Macho, o legendă în comunitatea noastră de sporturi extreme, o legendă în comunitatea de role, școala veche de role, Tudor Năstase, energie, cer și pământ, și uitați ce spune aici. Puterea exemplului la expresiune, Sfânta Sfântă. Am link în bio, vlogul în care vă duce către link cu concursul FIS. Mai aveți o lună să votați, puteți să ne votați încă o lună, da? Să ne trimiteți la FIS Montpellier 2021. Mulțumesc super, super mult celor care au votat, care s-au ocupat să ne voteze. Avem 230 de voturi, minunat, super bine, bam! Primul loc are cu 1000 de voturi mai mult. Mexic, așa că hai să ne organizăm și noi, să facem și noi și aici pe locul 3, măcar. Mai sunt tot, mai avem 30 de zile. Băi, nu prea o să vă răspund la foarte multe întrebări, pentru că vă răspund pe YouTube, așa că puteți să lăsați întrebări și vă răspund pe YouTube. Știu că mi-ați lăsat întrebări pentru un vlog, încă lucrez la el, mi-am luat puțin mai mult. Am răspuns la parte din întrebări și mai am câteva întrebări și o să văd în curând pe internet. Tot ce pot să spun e că rider din Târgu Jiu, sunt super băieți, sunt super de treabă, super tare în Târgu Jiu, m-am simțit minunat și salut Târgu Jiu, seara frumoasă din București, toate cele bune. Poate ne vedem în 2021 în Târgu Jiu, poate mai faceți un eveniment, a fost foarte, foarte tare în Târgu Jiu. Haideți să ne vedem din nou în Târgu Jiu. Pace și respect Târgu Jiu, de la București, numai bine. Mihai Măgureanu, tocmai ce și-a cumpărat, omul vostru, Gigi, tocmai ce și-a cumpărat tricoul AMB, acum trebuie să-i trimit când ajunge noua comandă în Timișoara. Deci, stați aproape să vedeți ce urmează de la Mihai Măgureanu. Da. Cu drag, Târgu Jiu e la suflet, la mine, m-am simțit, a fost una dintre cele mai tare excursii din viața mea. Băi, muzica prea tare, mă auziți? Să las muzica mai încet.
Fără dumii și restul băieților grei. Să trăiești, Andrei. Țineți minte că puteți să stați aproape și când scoți ceva haine să vă contactați și să vă conectați și voi cu tot ce fac aici. Dacă chiar simțiți nevoia să intrați, dacă vă regăsiți în ce facem noi aici. Pace, Valentin, succes cu tot ce faci acolo, spor la treabă, fratele meu, bam! Nu mi-a spus dacă se aude muzica prea tare sau dacă vorbesc eu prea încet. Ați văzut pe Instagram cum am dat cu mie de pământ. N-am puțin nimic, dar 9 încercări. Nimic, absolut nimic. M-a simțit super bine. Și ultima încercare, încercarea 10, bam. M-a pus la odihnă. 2 zile de odihnă. Am dormit de la 4 până acum. Aia e, mă refac. Țineți minte. Dana, te pup, hai, ce să mai zic? Scrie, hai, sună-mă, hai să... Hai să ne dăm pe roare. Și să ne călătorim printre stele. Să fim tot una cu ele. Mm-hmm. Oh. Băi, Andrei, tu mă întrebi acum cum e viața de rider profesionist în România? Sau cum e rider, cum e viața de rider profesionist în toată lumea? Nu uitați, fraților, că trăim în România. Da? Am reușit eu să o prezint la nivelul ăsta. Asta e tot altceva, dar țineți minte că trăim în România. Da?
mă bucur că vă duc cu mintea departe și, și că vă ajut să curgă mintea și pe mulți dintre voi vă inspir să faceți ceva cu viața voastră, dar nu uitați că trăim în România. Viața a fost total diferită. Primii ani au fost minunați, wow, a fost un... N-am cuvinte, la 15 ani aveam un van, eram plătit, aveam tricou cu numele meu, contract, sponsorizat de cea mai mare sumă de roi din lume, 98-99-2000, aveam un van cu 8 blocuri care duceau peste tot în țara la concursuri, bine, mi-am prins la mare, apartamente închiriate, petreceri în case de, nu știu, prin primăveri, cotocini câte o săptămână, concursuri în fiecare weekend, sponsori, demonstrații. N-aveam timp să gândesc decât să mă dau. Puteam decât să mă dau, să mă distrez. Asta tot ce știam să fac. Primii ani eu n-am știut să fac altceva. Decât să mă antrenez și să mă distrez. Asta e tot ce am. Nu puteam să gândesc altceva decât antrenează-te, distrează-te, antrenează-te, distrează-te. Ba, a fost susținută treaba, dar... A fost lăsată la un moment dat, jos. Și atunci am căzut cu toții. Am fost lăsați cu toții. Când trebuia să ne ducem la următorul nivel, am fost lăsați deoparte, bam. Când a căzut și X Games în America, atunci am fost lăsați și noi, în România, oficial. Și eu atunci am început AMB, în 2003. Am continuat eu jocul singur. Și cu băieții care au fost cu mine de la început, cei care au înțeles despre ce e vorba, toată familia AMB, toată comunitatea urbană, toți frații, toate surorile, toate familiile, toată lumea care a fost cu mine în toată treaba asta timp de 20 de ani. Am început în 2003, 17 ani. Am continuat-o pe altă parte, am construit-o noi, cum am știut. Cam despre asta e vorba. Aș pune vlogul ăsta pe internet, dar pe YouTube sper să nu iau, să nu îmi iau copyright, dar vedem. Seara frumoasă și cam aderonea AMB, vă mulțumesc super mult că sunteți în aventură și susțineți și credeți în ceea ce fac aici, sunteți legende și vă mulțumesc super mult, chiar. Inspiram o țară întreagă, vă zic eu. Chiar dacă n-am multe vizualizări, nu sunt super top cu ceea ce fac virtual, vă zic eu că inspirăm și mergem din ce în ce mai departe. Generația care acum, vă zic eu, nu o să plece prea curând de aici. Țineți minte asta. Nu o să plece prea curând de aici. Ei sunt generația care o să continue toată treaba asta. Nu pot să dau nume. O să vedeți pe parcurs din 2021 cum se treaba. Ce făceam sau ce fac. Cred că mi-a fost ușor să încerc un Bobo BMX, ești legendă, fratele meu, îmi place super, super mult cum te dai, mamă, tot respectul. Intrați și urmăriți pe Bobo BMX dacă vreți, omul se dă, pare maxim, super conținut. Și în echipă cu noi, poate mergem împreună la FISA, poate mergem cu echipa asta în alte părți, frate. Ce, nu știu, e o echipă drăguță, ar fi chiar tare să putem să mergem undeva împreună. Eu cred în toată treaba asta. Pot spune că am avut așa o gândire, un gând despre asta la un moment dat. Foarte drăguț că se întâmplă asta. Cu toții ne facem gânduri, cum ar fi să plecăm în anumite excursii, cu mai multe sporturi, cu mai mulți prieteni. De fiecare dată te gândești și faci tot felul de filme, proiecții. Bun. Ianira, ce făceai când îți era frică de să încerci un trick? Păi când? Când? Că și eu sunt tot om. Stai liniștită. Păi tu ai văzut cum am dat cu mie de pământ în duminică, nici în creangă? Toată noaptea... Așa? M-am resimțit și ieri nu prea am putut să merg. Cei care s-au văzut cu mine m-au văzut în ce situație sunt, adică n-am nimic, mă resimt un pic, vă dați seama. Și mie mi-e frică. Dar... starea care o primesc când mă duc să fac un truc sau chiar când îl fac și aterizez,
e mult mai puternică decât starea pe care mi-o inspiră frica. Plăcerea, distracția, îmi place mai mult să creez decât să-mi fi speriat. Și frica e o stare, dacă știi cum să o ocolești sau să o transformi în plăcere, în putere. Cred că, nu știu, ți-am înțeles, te-am făcut să înțelegi, te-am răspuns pe înțelesul tău. Sper că da. Băi, seară frumoasă la toată lumea care se uită. Vă mulțumesc foarte mult pentru energie, pentru mesaje, pentru gânduri, pentru faptul că cumpărați haine și mă susțineți, veniți la cursuri, mă ajutați să cresc comunitatea, cum puteți voi. Și că la veche de rolele de aici a început să cumpere haine ANB, a început să susțină, am început să trimit și haine prin țară. Mă bucur super mult că pot să fac toată treaba asta, sunt pe departe de a face bani din asta, încât să pot să fac ce au alții, dar merg înainte, am băgat cu totul înăuntru, am zis cu totul înainte și am zis că nu există altă șansă decât să fac ceea ce simt și ceea ce cred că vreau să fac cu bine și cu viața mea și cu momentul care trăim noi acum. Deci, să știți că dacă îmi cumpărați un tricou sau hanorac, nu m-a ajutat să fac bani neapărat, da? Intrați în ambianță, susțineți un proiect, un concept și de fiecare dată când vedeți clipuri cu mine sau cu alți copii sau cu alte persoane pe internet, să știți că ați ajutat și voi să putem să facem asta, știi? Adică, mă simt bine când văd un tricou pe cineva sau un hanorac pe cineva și dacă ai un tricou AMB, poți să ajungi în altă dimensiune, oriunde ai fi tu pe planeta asta și în altă planetă. Dacă și ai asta pe tine, intri în altă planetă. Știți cum sunt oamenii care trăiesc viața de sus, high life, și au haine foarte, foarte, foarte scumpe? 1000 de euro un plover care are doar un semn aici. Ei, semnul ăla te bagă în anumite zone, zic eu, că sunt oameni care recunosc semnele și hainele și știu de unde vii și prin ce lucruri ai trecut. Și contează ce porți și cu ce te identifici. Așa că vedeți și voi ce portați. Trimit haine peste tot. Și în Galați, și în altă galaxie, și de acolo vin oricum. Păi și voi, de să nu s-ai făcut de legende, idolul meu cum a apucat de role, Tudor Năstase, era primul, el a fost cel mai tare rol din România, 98, 99, 2000, desena, făcea muzică, se dădea fără genunchiere, tibiere, era foarte special și crea, nu știu, era foarte creativ, era puțin mai mare, nu cred că de fapt de seamă cu mine, dar părea puțin mai mare la început, pentru că era într-o altă zonă și mi-am dorit super mult la început să-l cunosc. Când l-am cunoscut, a fost o persoană care m-a inspirat foarte, foarte mult să continui să fac ceea ce fac eu. Că eu am început să fac poze de la început și să filmez, să fac mai multe lucruri. Deci m-am apucat de rău. Asta altă poveste într-un alt vlog. Da, trimit haine și în Galați. Scrieți-mi pe Instagram ce vreți voi și ne conectăm acolo. Și vă zic exact când am comanda nouă, pentru că nu pot să am stop tot timpul acum, nu mă ocup doar de asta și ușor, ușor o să pot să am un stop. Să fie mai ușor pentru toată lumea, dar momentan doar așa poate. Sper să nu-mi iau copyright cu vlogul ăsta, că o să-l pun pe YouTube. Că sunt întrebări destul la de... No. Te frământă, dar ce ești, mă, băiatule, a luat? Te înțeleg. O să scot un vlog și cu asta, mai detaliat. Da, bună întrebare. Rolele agresive în România, n-aș ști să spun exact acum, pentru că durează prea mult să mă gândesc asta și nu vreau să-i plictisesc cu toți cei care se uită și pe toată lumea. Dar... rolele agresive s-au făcut și în România. Cea mai populară filmă de role agresive din lume și cea mai... Am avut și eu. Nu sunt așa entuziasmat cum sunt toți în lume și încă se dau pe alea și bam, bam, bam. Dar rolele Salomon s-au făcut în România. Nu știu dacă știați asta. Și
noi am avut un impact foarte mare pentru toată industria și istoria rolelor universală, pentru că rolele Salomon s-au făcut în România. Și nu știu exact din ce an s-au făcut rolele Salomon în România, pentru că eu le-am prins în 98-99, făcute în România. Deci, practic, avem legătură cu lumea agresivă a rolelor de când, de la început, din prima zi, nu știu dacă noi, înainte de 2000, făceam role agresive pentru cei mai buni roli din lume. Da, rolele Salomon s-au făcut în România. Și Jado, în cazul în care nu știți. Băi, noi suntem la un nivel foarte mare pe role, pe partea asta cu role, dar nu am fost susținut de nimeni. Nu am vrut să fiu susținut de oricine, să zic așa. Aoleu! O să se supere toți părinții pe mine dacă răspund la întrebarea asta. Dar nu toți. Aproape. Ianila, m-am simțit exact cum mă simt de fiecare dată când mă dau pe role. N-am cuvinte. E ceva cu care m-am identificat super bine. Eu am făcut parkour, am făcut gimnastică, am făcut 8 ani de fotbal. Am făcut parkour înainte de role. Am scris, am desenat, am făcut tot ce făcea lumea. Și m-am regăsit mai mult pe partea asta. Și 25 de ani mai târziu, mă gândesc mâine dimineață dacă fac încălzirea și mă pun pe role. Să zic. Cu skatepark-ul, fără skatepark, cu prieteni, fără prieteni. Deci cu tine, de multe ori. Eu m-am ținut de role când nu se mai dădea nimeni pe role în țara asta. Major, generația nouă venea din spate, eu n-aveam cu cine să ies, erau prea departe de lumea în care eram eu. Și m-am dat singur vreo 2 ani. Singur. Dacă se uită cineva din militari, la, spun acum, băieții din militari se uitau la toate clipurile cu mine și editurile cu mine făcute, pentru că n-aveam cu ce le arăt. Mă filmam singur, editam singur, l-arătam alor mei, ai mei nu înțelegeau nimica. Și le-am arătat la cele de la bloc, celor din cartier, îi chemam pe la mine să le arăt ce fac eu. Simțeam nevoia să arăt cuiva ce fac. Deci, te dai că-ți place și poți să faci ceva cu asta. Platforma asta e creată, continuă să crească și poți să faci foarte multe lucruri mergând în skatepark. Să zic, te dai pe role, te simți bine, înveți să fotografie, să pozezi, să desenezi. Sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci în același timp. Deci un skatepark îți oferă o zonă continuă de creativitate, fără limite. Mai ales Hellstrom. Nu, frate, dar încercați să schimbați zona cât mai des, știți, dacă se poate. N-am nimic cu Hellstroke, acolo am început tot, acolo am dat viață la o altă dimensiune. Acum, 98. Mamă, dar ce răspuns vă dau eu, cred că nu știu dacă înțelegeți ceva. Nu știu dacă înțeleg eu ceva, eu doar știu ce simt, acum fiecare ce înțelege. Deci am stat 40 de minute, mai am... E un stil de viață, un alt fel de a te exprima și depinde cum intri tu în toată treaba asta, contează foarte mult. Foarte, foarte mult. Dacă vrei să devii popular, dacă nu ai prieteni și vrei să faci prieteni, dacă chiar îți place să te dai, vrei să participi la concursuri, vrei să faci clipuri pe TikTok, vrei să faci Instagram, vrei să... Nu vrei să te filmezi deloc, nu vrei să participi la concursuri deloc. Sunt foarte multe zone în care poți să intri. Poți să accesezi, tu îți construiești personajul și vezi exact ce ai nevoie pe parcurs. Link în bio, nu uitați să ne votați. Trimiteți-ne la Montpellier 2021. Ne trimiteți sau nu ne trimiteți? Suntem pe locul 5 la voturi, am link în bio. E vlogul meu în bio.
intrați și votați. Am lăsat în bio la sfârșitul vlogului cum să ne votați. Nu o să mai fac asta foarte des, mai avem o lună în care puteți să ne votați, dar am zis să fac acum așa o mică, un mic pressing. Sau mare. Poate ajută. Ei, cei de la FIS au organizat tot evenimentul, ei au făcut și video cu echipa. Pentru noi nu poate să fie decât doar de bine. Expunere, văd mai mulți oameni ce facem. Pentru noi de bine. Păi da, deci cei care vreți produse AMB, puteți să scrieți ce vreți, nu știu. Asta e pentru asta e deja dat. Gabi vine spre tine când ne conectăm, când ai tu timp. Un model nou. Verde și așa. Da, nu stau să fac piață pe Instagram la mine, dar ideea e că le aveți voi aici și știți despre ce e vorba. Puteți să-mi scrieți pe Instagram și ajung la voi. Săptămâna asta și stickere, o să vă trimit la fiecare produs care cumpărați și stickere. Și dacă vreți, pe unul dintre stickere pot să vă las un semn. Nu, mă semnez dacă vreți. Dacă vreți. Am scris. Și vă trimit acolo. Vă scriu, Cosmin. Fericire și bine. Sau dumii, cum vreți voi. AMB, ce vreți voi. Dacă vreți. Cum vreți voi, eu fac asta. Vă mulțumesc frumos pentru că ne votați și că v-ați luat din timp puțin, v-ați ocupat puțin să ne votați, că ne ajutați. Am făcut mai multe voturi. Ați văzut că ne-a distribuit și Ministerul Tineretului și Sportului. Wow! Mulțumim frumos! Interesant! Am ajuns acolo. Să vedem dacă se întâmplă ceva mai mult decât să ne distribuim pe Facebook sau pe Instagram. Și tare! Suntem și noi acolo. Și practicăm sport până la urmă. Despre asta e vorba. Deci... voi, am stat 40 de minute cu voi. Nu mai stau foarte mult. Vă las să faceți și voi ce faceți voi. V-am răspuns la câteva întrebări. Am întrebările care vi le-ați lăsat în Insta Story și o să le... am răspuns la o parte din ele, le urc în vlog în curând. Pare rău dacă le-ați așteptat prea mult, dar mă ocup de mai multe lucruri și am răspuns destul de mult și trebuie să stau să editez mai mult. Am editat o parte, trebuie să mai editez o parte. Păi da. Vlogul este în bio. Ar trebui să urc vlog nou mâine. Mai am de editat puțin. Am 3 vloguri filmate. Mâine aș vrea să urc unul. Nu, cred că mai bine vorbiți și voi în privat dacă vreți să vorbiți, nu la mine pe chat, că nici nu vă știu, nici nu știu cine să fie. Dacă vreți să intrați frumos în ambianță, intrați așa cu eleganță, nu cu chat la mine pe Instagram, că nu merge aici. Ei, seară bună băieți de la pizzeria Margherita din Dristor. Super pizza. O am lângă casă. Eu nu sunt super mega fan pizza, mănânc dacă n-am ce să mănânc, dar când găsesc pizza bună, cum e asta de la pizzeria Margherita din Dristor de aici, bam. Seara frumoasă. Bună pizza. Deci, editez cu Adobe Premiere Pro. Voi puteți să începeți cu Sony Vegas, vă ajută. Sau puteți să începeți direct cu Adobe Premiere Pro. Mă ajută super mult. Bună seara! Magda, ce faci? Seara frumoasă! Și ce ești, Sebi?
Cosmin aici în direct pe Instagram face puțină ambianță pentru prietenii lui și familia lui de pe Instagram și de pe YouTube, că o să-l urci pe YouTube. Pentru că muzica asta nu știe nimeni, fiind o să-mi iau copyright și fac mai multe vizualizări. Am făcut 1030 de abonați pe YouTube. Vă mulțumesc super mult, mi-am luat 4 ani să fac asta, n-am putut să mă ocup 100% de vlog. Aș fi vrut să fac asta, dar de acum încolo o să fac asta mai serios. Vin și cu câteva concursuri, bineînțeles că o să dau ceva comunității, comunitatea îmi dă, dau și eu comunității. M-ați ajutat dacă ați pune vlogul meu la story și mi-ați dat tag, m-ați ajutat dacă ați distribui vlogul meu, dacă eu tot vă răspund la întrebările voastre și vă ajut cu energie, puteți să ajutați și voi la rândul vostru. Și eu nu prea am făcut asta, că mi-am dorit să nu o fac, dar observ că dacă nu fac asta, parcă nici voi nu o faceți la nivelul la care livrăm noi, real. Trucurile, hainele, cursurile sunt la un nivel mult mai mare decât numerele care le avem pe Instagram. Așa că cu voi împreună putem să echilibrăm tot. Păi nu știu, Radeș? De 6-7 luni. Da, e super tare, Radeș. Chiar e super tare, Radeș. Lazy Boy, cred că întrebarea asta mi-a fost pusă și pe Insta Story pentru când o să răspund în vlog. Deci trebuie să intri pe vlog, pe YouTube, pe vlog, pe ce vrei tu în curând, la un moment dat și o să se răspund la întrebarea asta. Nu pot să răspund acum, îmi pare rău. Nu te supăra. Nu știu. Dacă vrei zic cel mai greu trick, nu știu, spune-mi tu, în ultimii, cel mai greu trick în primii 5 ani sau în ultimii 5 ani, na, zic așa. Da, frate, nu se vorbește despre chestia asta, stai să mă. Am avut. Am fost în comun. M-am lovit atât de mult încât să nu mai lovesc niciodată așa tare. Da, m-am lovit rău. Primii ani sunt primul din România care a făcut Misty Flip. Destul de... te-ai liniștit? Merge? Tu ai zis-o, ți-am răspuns. Cumva răspunsul la întrebarea asta și în vlog o să vină cumva cel mai tare trick care l-am făcut pentru mine. Vine mereu în cap. Eu nu aș ști care e cel mai tare trick și cel mai greu trick, dar un trick care mai l-am luat cu mine pe viață și nu știu dacă o să mai fac vreodată. S-a întâmplat tot în primii ani și o să vă explic în vlog. Deci da, m-am avut foarte multe accidente. Când m-am apucat eu, m-am lovit foarte mult în primii ani și după aia am început să mă dau. Dar m-am lovit foarte rău. Claviculele rupte, mâinile nu mai le-am rupt de aici de foarte multe ori. Degetele, coastele. Cum am spus, am fost în comun. La întrebarea cu dublu backflip o să răspund iarăși în vlogul următor, pentru că am primit aceeași, am primit 3-4 întrebări despre dublu backflip, deci nu pot să vă răspund aici, îmi pare rău. O să vă răspund acolo. Nu vă dau decât un indiciu. Freestyle Academy Racing. Ajungem acolo. După aia restul vine de la sine. Știți ce zic? Băi, nu uitați să ne votați la FIS. Ne ajută super mult. Ne ajută așa. Să vedem că avem mai multe voturi. Poate chiar ne ducem la FIS. Câștigăm excursie plătită de ei și tot.
Oricum, dacă aveam unde să fac dublu backflip, să-l antrenez, îl făceam până acum și fake-i dublu backflip, dar... Nu, dacă n-ai unde să-l antrenez, poți mai greu. Țineți minte că noi reprezentăm o generație care se trage din generația de gimnaști și am avut gimnaști top în lume, care au făcut lucruri la alt nivel și noi cumva sunt mașinilor. Deci, suntem foarte buni pe gimnastică și sporturile care le practicăm noi, sporturile extreme, tot un fel de gimnastică cumva, doar că pe o altă dimensiune, la un alt nivel și na, poți să faci mai multe lucruri. Cum e și parcurul, noua gimnastică, cam de fapt vorba și cu sporturile extreme. Păi, nu o să mai stau foarte mult cu voi, am zis asta în ultimele 20 de minute. Mulțumesc frumos că susțineți, mulțumesc frumos că a stat cu mine direct pe Instagram, vă mulțumesc frumos pentru întrebări. Am văzut că au făcut spațiu acolo, deci cred că da. O să mai, cred că ar trebui să se mai facă skate park în Eroilor. Că am văzut că au făcut un spațiu acolo, nu cred că e parcare și cred că ar trebui să facă skate park, bine, skate park lângă metrou, dar nu contează, da. Dr. Role pe Instagram, eu sunt. Păi, poți să te... Și eu mă bucur... Nu, și eu mă dau pe role, și eu mă dau pe role, și eu mă dau pe role de 6 luni și nu sunt așa de bun cum să mă pot modifica. Ia ceva din ambianța. Ți-am răspuns. Bă, în primul și în primul rând, conectați-vă cu tot. Eu când eram ca voi, îmi luam toate lucrurile care au legătură cu role. Voi, generația asta, v-ați aștepta mult să le primiți, nu știu de ce. Și trebuie să meriți ca să primești ceva. Dacă te-ai apucat de role și ce la role, asta nu înseamnă că meriți să primești ceva. Nu, nu înseamnă deloc asta. Să primești ceva, trebuie să faci ceva. Faci ceva, primești. Nu faci, nu primești. Simplu. Cei care v-ați apucat în ultimii ani, credeți că dacă v-ați apucat de role și faceți un truc, gata. Nu. Nu-i vorba despre asta. Contează foarte mult și povestea din spatele trucului. Eu așa am ajuns aici, vă zic eu. Și așa continui să merg mai departe. Eu sunt artist și de asta place să fac ce fac. Eu mă exprim pe toată treaba asta. Deci dacă vrei să te modifici, tu poți să faci asta. Cum te uiți acum la mine, poți să te uiți în alte părți, poți să faci alte lucruri, trebuie să știi de unde să-ți iei, ce să-ți iei. Cum am ajuns eu aici, poți să ajungi și tu. M-am antrenat super mult, am susținut ce trebuie să, pe cine trebuia să susțin, am cumpărat produse, am fost la evenimente, m-am prezentat tot timpul unde trebuia, am ajutat, am făcut muncă patriotică o grămadă. Nu m-am apucat de role și dintr-o dată am zis, băi, eu vreau aia, că vreau eu. Nu, nope. Până să mă fac auzit, a trebuit să câștig vreo nu știu câte concursuri. Și eram vreo 100. Și a trebuit să câștig dintr-o 100, locul 1, ca să pot să mă fac auzit. Pentru că nu mă băga nimeni în seama. E o lume în care dacă nu strălucești, nu ești bine îmbrăcat, nu arăți bine, nu ești drăguț, miroși bine, nu, lumea nu vrea neapărat că te dai tu bine pe rol, să zic, și... Trebuie să lucrezi la personajul tău, să arăți bine, să ai grijă de tine și să fii fericit cu ceea ce faci. Și te antrenezi mult. Și să-ți iei haine AMB, frate, că energie. Nu știu, să uite cineva de aici cu haine AMB la el și... Cineva cu care am trăit momentul ăsta în ultimile luni, în skatepark-uri sau la o sesiune în care noi eram acolo, respectivul, nu știu, persoana respectivă care se dea n-avea energie și am zis, hei,
atinge tricoul sau nu și ia-ți energie. Dar am făcut așa, într-o glumă reală, după care a făcut asta și a ieșit trupul. De câte ori s-a întâmplat asta în ultimele săptămâni? Să-mi scrieți, vă rog frumos, pe YouTube, în comentarii, mesaje, ce-mi trece, spuneți-mi mie, să vadă mai multă lume. Că eu nu pot să documentez tot ce trăiesc. Seară frumoasă la toată lumea, pace și dragoste din partea mea, vă mulțumesc că sunteți în aventură. Facem diferența împreună, schimbăm jocul împreună. Țineți minte, împreună schimbăm jocul. Mă dau pe role de când m-am născut, frate, de la 5, 6, 7 ani mă dau pe role și am tot continuat să mă dau pe role și o să continui să mă dau pe role și voi continua să mă dau pe role. Și dați-vă și voi pe role cu mine, hai să ne dăm pe role. Știți ce zic? Da, mă dau de la 6, 7 ani, agresive de la 14, 15. Salut, domnul Peter, ce să fac? Uite, îmi fac reclamă la AMB. Nu, vreau să, în fiecare săptămână zic, mă duc la Brașov, mă duc la Brașov, mă duc la Brașov, o să mă mut la Brașov. Direct, vin la Brașov, cu tot. Deci, cât mai curând vin la Brașov. Acum că am căzut și nu pot să sar nici atât, am încercat să sar peste pragul ușii și n-am energie. Dar cât mai curând. Cât mai curând, pregătesc excursie cu mai mulți copii. Toată lumea e super entuziasmată de fiță la Academie Brașov. Ne ajută foarte, foarte mult. Chiar dacă nu ne ducem acolo, ne ajută să ne gândim că putem să ne ducem acolo. Și te ajută să stai mai bine în corpul tău, în templul tău. Cu cortul lângă frisă la care ne-am băgat. Abia aștept să ajung eu la Galați. Din câte am înțeles, am și rude prin partea aia pe acolo și uite că n-am ajuns la Galați niciodată. Deci da, cu cortul la frisă la Academy, clar. Cine nu știe, e un cort acolo lângă frisă la Academy și pot să stau acolo. Nu, glumesc, frate, nu e niciun cort. Eu nici n-am fost la locația nouă, nici măcar nu știu unde e locația nouă și abia aștept să ajung. Cum am căzut? Penultimul post pe Instagram. Am încercat o mișcare la care lucrez de ceva timp, nici măcar nu știu cum se, ce nume are, că nici pe net nu știu ce nume are, nici eu nu știu ce nume se dau, că nu, o fac vreo 2-3 în lume și fiecare îi spune într-un fel. Și am încercat, suntem obișnuiți să sărim așa în față, știi, bam, bam. Și acum am încercat să fac mișcarea asta pe diagonală. Și am schimbat axa total și în mintea mea eu o vedeam. Dar când îl puneam jos, se pare că unghiul îmi fugea de picioare și n-am reușit să-l țin jos. Să las, să continui. Și tu ai văzut când faci un flip în față, dintr-un fel. Și după aceea, dacă vrei să-l faci pe diagonală, totul altceva. Se schimbă totul maxim. Dar nu mă las și continuăm. O să vină. Îți mulțumesc frumos. Păi am văzut că vă distrați acolo, mă uit la toate story-urile de pe tot ce e legat cu Freestyle Academy, mă uit la tot, super tare. Felicitări pentru dublu backflip, frontflip, ați făcut o grămadă de trucuri, ați învățat o grămadă de lucruri, și tu și frate și copiii de acolo. Mamă, Brașovul, respect, super bine, gen Freestyle Academy, foarte tare. Foarte tare, foarte, foarte tare. Păi, dacă nu, eu aș vrea să stau mai multe zile, tot încerc să spun asta, dar nu, se întâmplă mai multe lucruri și nu mi-am permis să stau o săptămână la Brașov. Trebuie să mă ocup de mai multe lucruri, dar aș vrea să vin să stau o săptămână la Brașov, 3-4 zile măcar, nu știu. Să mă întâlnesc cu voi, să mă distrez cu voi, să mergem prin munți, să facem chestii, să am vorbit și cu Rare și tot. Acum ne-am prietenit, ne-am cunoscut, continuăm să facem chestii împreună, vă dați seama. Faptul că ați făcut Freestyle Academy acolo e o legendă. Păi, fraților, surorilor, cam asta a fost, că deja simt că o să fac, aș vrea să fac asta și pe YouTube, dar momentan nu pot să fac pe YouTube.
Da, o să fac și pe YouTube, da. Bun, vă mulțumesc că ați stat cu mine. N-am să vă mai zic decât toate cele bune, gânduri bune, sănătate mentală, că de acolo pleacă totul, îți trimiți către corp. Gânduri bune, vă dau cu pace, în București, Tristor și nu militari, deși am acoperit militari, acum sunt în zona Tristor, după cum ați văzut, am ajuns în Tristor. Am făcut eu cum am făcut. Avem 4 skateparkuri acum. Cred că ar trebui să mă duc și prin tinere, prin Iore. Prin Iore, prin militari. Că am început să-mi primesc mesaje, știi? Să mă iau de băiatul ăla care să zic, băi frate, ce faci mă, schimbă melodia aia, că la noi nu e cu lăutat din militari, știi ce zic? Știți voi despre cine e vorba. Nu-l cunosc, dar știu, știu pe acolo și știu și care copii cui sunt și ce fac și... Militarul, fraților, vedeți că nu e ce credeți voi că e. Eu reprezint bine de tot. Așa că cine știe despre ce e vorba, știe ce înseamnă cartelul militar și de unde vin eu și cu ce am trecut eu și cine e familia mea și cu cine am cu treabă și pe unde am mers și militarul e aici. Și o să ajung eu și militar. Omul vostru, fratele vostru, vă duc pace și prosperitate și vă mulțumesc mult de tot încă o dată că credeți în ce fac aici, că pot spune că nu că a durat mai mult decât îmi doream, decât îmi închipuiam, dar a fost mai greu decât mă așteptam să fie, știi, drumul ăsta a fost puțin mai... Nu mă plâng, vă dați seama, vedeți și voi că zâmbesc și mulțumesc Dumnezeu și celor care cred în mine și familiei mele și prietenilor mei și fanilor mei și cursanților mei și la toată lumea. Toată lumea care m-a ajutat și m-a susținut cu ceva, de la un gând, o vorbă, o masă, o casă, să-i ajute Dumnezeu, să le fie bine și să fie sănătoși și să le meargă bine. Ce pot să zic? Nu știu, Doamne ajută! Continuăm povestea, continuăm aventura. M-am gândit mult dacă să fac live-ul ăsta sau nu, dar până la urmă am zis că trebuie să-l fac și l-am făcut. Și bine am făcut că l-am făcut, pentru că a fost o energie foarte plăcută, timp de o oră. Vă îmbrățișez cu drag și... Ne vedem curând. Vlog nou, sper că mâine, dacă nu mâine, poi mâine. Mihai Cojeanu, fratele meu, legendă, respectele mele, frate, ești acolo, de... cunoști personajul, 75% de la începutul lui. Pace ție, fratele meu, eu nu sunt boss, boși sunt alții, noi nu suntem boși, noi suntem peste. Bossul e boss. E prea boss, știi ce zic? Știi care e tema? Că în ultimii ani se vorbește cam ciudat în România. Nu zic că vorbeai, tu ești super băiat, dar copiii vorbesc cam ciudat și... Păi să ne dăm puțin, să ne schimbăm puțin sistemul, că... Mă apuc de cântat. Mă apuc de cântat, fraților. Să vorbiți ca mine. Ce ziceți despre, ce ziceți despre asta? Bun. Gata cu glumele. Seară frumoasă la toată lumea. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine. Sper că nu v-am plictisit. Link în bio pentru FIS 2021. Vlog nou în curând. Haine noi în curând. Ne vedem pe stradă, prin casă, pe blocuri, prin skatepark, pe unde vreți voi, prin parc. Ne dăm cu pace, cu iubire și... Na, fericire. Că despre asta e vorba. Dacă ești fericit, totul se așează bine. Crezi în tine și fericit. Seară frumoasă și vă iubesc mai bine.